În acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul IPJ-Olt au acționat pe drumurile din județ pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. În acest sens, au fost aplicate sute de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 160.000 de lei. Au fost totodată reținute peste 100 de permise de conducere, cele mai multe pentru nerespectarea regimului legal de viteză, dar și pentru consum de alcool. În perioada 1-3 octombrie anul curent, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Olt au acționat pe drumurile publice de pe raza județului pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legale de viteză sau care conduc vehicule sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe. Cu această ocazie au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 160.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 102 permise de conducere și au fost retrase 10 certificate de înmatriculare, fiind constatate și 6 infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice. 1885 de lei este amenda pe care au aplicat-o polițiștii unui tânăr surprins în timp ce conducea cu o viteză de 227 km pe oră pe un sector de drum cu limită de 100 de km la oră. Un tânăr de 19 ani din județul Teleorman a fost depistat de polițiștii olteni în timp ce conducea un autoturism pe drumul european 70 în afara localității Fărcașele, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 227 de km pe oră pe un sector de drum unde limita maximă este de 100 de km pe oră. Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1885 de lei, fiindu-i reținut permisul în vederea suspendării pentru o perioadă de 90 de zile. De asemenea, la data de 3 octombrie, polițiștii din cadrul poliției orașului Podcoava au depistat un bărbat de 40 de ani din Argeș în timp ce conducea un autoturism în orașul Podcoava, având o concentrație alcoolică de 0,83 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.